urmați audio, urmați culoare, urmărire steag. Steag și România. Și acum, am putea să începem toate review-urile cu imnul? De ce nu? Nu-i așa? Ar fi ceva inedit? Acesta este cel mai nou televizor de la Philips din seria 7300 și ne interesează pentru că aduce direct în sufragerie toate tehnologiile de ultimă oră de la Philips, plus Ambilight, și un Android care funcționează, și Bluetooth, și Wi-Fi, într-o zonă de buget care ne face să spunem wow. Adică televizorul pe care îl vedeți aici, cu cele mai noi tehnologii, este de vânzare fără reducere la vreo 3000 de lei. Tehnologii pe care noi le vedeam acum un an la prețuri duble sau de două ori și jumătate. Cum au reușit să taie costurile? Vă spunem în minutele care urmează și vă spunem de ce credem noi că acest televizor pe acest segment este în acest moment un best buy. Și dacă te uiți la review-ul nostru în octombrie-noiembrie 2019, sunt șanse mari să-l iei chiar mult mai ieftin de 3000 și un pic de lei la un eveniment de vânzări cu Black înainte și Friday la final. Bun, deci Philips din seria 7300 și în sfârșit Androidul de pe Philips merge ca lumea și noi i-am făcut o grămadă de chestii foarte distractive, cum ar fi, spre exemplu, să legăm la... Adică Radu a venit cu ideea, dacă tot merge Bluetooth-ul, de ce nu? Asta-i murdar un pic de la Ariana, că este controllerul ei de la PlayStation. Așa, vreți să vedeți cum se poate folosi televizorul cu controller de PlayStation? Păi cam așa. Ok, ok, ok. Deci, ce vrei, să deschidem un film? John Wick, perfect. Hai să deschidem John Wick. Și asta mi se pare foarte tare, pentru că poți să înlocui telecomanda altfel foarte bună a lor, care nu are mouse sau alte chestii, pe Android nu poți trăi și fără, cu un astfel de controller prin Bluetooth, iar filmul a plecat direct în 4K pe Wi-Fi. În sfârșit avem televizoare care pe Wi-Fi merg repede. Hai să luăm ceva în 4K, cu HDR, cu din astea, să vedem cât timp se deschide. Care era Stranger Things? Nu. Ia, ăsta e nou, Murder Mystery. L-ai văzut? Asta e cu Dolby Vision. 4K, Dolby Vision, abia s-a lansat. Video 4K cu Dolby Vision, credeți-mă, are nevoie de undeva spre 20 de megabits pe secundă și să ai chestia asta pe un televizor cu wireless, da? Deci poți să mai tragi cablul, este foarte bine. Și imaginea, da, într-adevăr, este foarte bună. Acum eu o să ies din film pentru că nu avem nevoie de mai multe probleme decât avem deja în viață cu contentul. Pentru că aici, așa, pe stickerul ăsta pe care urmează să le iau, scrie 4K Ultra HD. Te aștept să fie 4K, dar are acest engine P5 Perfect Picture Engine, care se bazează pe un procesor, mi se pare că e quad-core-ul ăla, nu? Un quad-core de la MediaTek, clocat sus, care este făcut să meargă excepțional de bine pentru televizoarele Philips. Practic, procesorul de top de anul trecut de pe OLED-urile lor, alea scumpe, a fost adus pe zona asta medie, aproape de buget. Și mai avem și Dolby Vision, că de aceea mi-a arătat Netflix cu Dolby Vision și mai are și Atmos, dar mai degrabă decodare, că sunetul e... Recomandăm un sistem de sunet. La banii ăștia nu am pretenții foarte mari și Android TV, vă spuneam, cu Android 8. Dar, după ce o să dau eu chestia asta jos, cu ocazia asta pot să mă leg un pic de calitatea materialelor. Având aici un panou cu IPS cu micro dimming, ar trebui să nu fie o problemă dacă fac asta. Adică este și kid ready, ca să zic așa. Dacă ai un plod mai neobrăzat, poți să faci chestia asta. Mai ales că nici rama nu este din aluminiu, este din plastic. Asta este una dintre puținele scuze pe care le pot găsi pentru o ramă de televizor care nu este premium, dar din nou prețul justifică. Nu o să știi că nu este aluminiu decât pentru că ți-am spus eu, că în rest este un gri mat, neted și Philips scrie doar aici mic. Foarte discret. Și asta ne place. Chiar era loc să ne pună logo-ul aici frumos să ne bată în ochi, dar au ales să nu. Și dacă desfaci acest picior din aluminiu cu piciorul din aluminiu și pui televizorul pe perete, nu mai scrie nicăieri că este un Philips. Eleganță, minimalism. Asta iarăși ne place. Înainte să mergem mai departe, să trecem repede și prin partea de conectică. Am lăudat deja conexiunea prin Bluetooth, care este deschisă și poți să-ți conectezi orice accesoriu. Câte vreme este un Android, știi deja că poți să legi căști, tastaturi, mouse, în cazul nostru un controller de PS4, care o să ne și jucăm un pic mai încolo. Merge și telecomanda foarte bine, are și Wi-Fi rapid, dar pe partea de conectivitate fizică avem așa. Ieșire digitală audio. Conexiune de rețea cablată, pe care o recomandăm ca de fiecare dată, conexiune la satelit sau la cablu TV,
compozit, nu contează, un USB, două HDMI-uri, toate HDMI-urile mai nou, are 4 HDMI-uri și toate sunt cu audio return control, adică indiferent care este sursa, el poate să și dea înapoi în sursa respectivă audio. Mai pe românește, dacă îți legi televizorul la un amplificator și te uiți pe Netflix, sunetul din televizor decodat Dolby Atmos poate fi trimis în amplificatorul tău și asta este o veste bună. Și pe lângă alea 4 HDMI-uri mai avem și un USB 1, de fapt două USB-uri și un conector CI. Asta este partea de conectivitate fizică. Vă spuneam că având și Wi-Fi și Bluetooth, fiind și un Android, suportă inclusiv conectivitate pentru screen mirroring și alte asemenea. Repede prin meniuri. Meniu, asta este meniul rapid, setări frecvente, actualizare software, recomandarea noastră apropo, de îndată ce a venit, dă drumul la o actualizare software, pentru că cel mai probabil are una, instalarea canalelor și sursele, colecția de aplicații în primele selecții, alarmă la răsărit. Ha? Ce tare! Să se aprinde televizorul la răsărit? Temă fundal, muzică, activare, volum, vremea, previzualizare, ia. Du-te, mă! Cu ambilight frumos în spate. Te trezești dimineață. Bună dimineața! La București cerul este senin. Foarte tare! Deci televizor pe post de alarmă. Temă de fundal, poți să schimbi muzica, poți să alegi dacă vrei să se vadă vremea, starea vremii, abstract, arhitectură, peisaje urbane. Foarte fain! Setarea alarmă. Băi, deci s-ar putea să fie interesant să folosești televizorul ăsta, cum are Samsung chestia aia cu tablouri și cu astea, să-l lași, pentru că IPS-urile acestea consumă foarte puțin energie. Asta este unul dintre avantajele televizorilor cu LED. E pornit aici lângă mine, panoul este aproape rece. Ne plac televizoarele OLED, suntem înnebuniți după ele, au imagine foarte clară, contrastul acela perfect, negrul infinit, dar consumă mai multă energie, se încălzesc un pic și consumă și mai mult curent. Și IPS-urile au acest avantaj. Dar pe zona asta de preț, vă spuneam că suntem încântați, însă nu ne mulțumim chiar cu orice. Și hai să intrăm un pic mai adânc în setările alea, că mă uit acolo pentru mai multe. Setări frecvente și să mă la toate setările. Iată, imagine, sunet, ambilight, setări ecologice, setări generale, regiune, limbă, setări Android. Și acum dacă mă duc la setările Android, conturile conectate, preferințe. Și ai tastatură, Gboard, stocarea televizorului. 5,2 giga, o să ai nevoie de un stick sau de un hard extern. Avea 8 și am mai băgat niște jocuri. Dar are Chromecast încorporat și este un Chromecast Ultra. Asta înseamnă că o să poți da cast la clipuri în 4K. Economizorul de ecran. Când pornește? Screensaver. Niciodată, dar dacă îl dăm la 5 minute. Economizor, dezactivați ecranul, fundal sau culori. Putem să-i punem un fundal. Deci da, din Android poți să-ți faci televizor o ramă de fotografii. Bun de știut. Dispozitivul devine inactiv niciodată. Începeți acum. Ok. Locații, securitate, restricții, accesibilitate. Astea sunt setările de Android. Simplu. Dar mai e și blocaj pentru copii. Partea de wireless și de rețele. Vă spuneam cu cablu Wi-Fi, Bluetooth sau partea de telecomandă. Și actualizarea de software. Iar aici, spre exemplu, le poți trage evident din internet sau din USB. Le lași peste internet. Oricum, se mișcă foarte bine. Adică nu mai e ce să-i mai reproșez. Deja Android a început să se miște bine pe televizoare. Adăugați aplicații, Alexa, Asphalt, Deezer, Magazin Play, AIDA 64. Căutare în Google Play cu voce și chiar funcționează, mai bine decât pe telefon, aproape. Așa, iată, 2 GB de RAM, quad-core-ul ăla de care ziceam, tactat la 1500. Dar fii atent că și el coboară puțin în frecvență ca să fie eficient la energie. Display-ul știm, aici afișează el doar în Full HD, dar este un 4K. Un accelerator Mali G51 care e bun și pentru ceva joculețe. O să ne jucăm cu el. Partea de Wi-Fi, Android 9. A venit de cutie. Deci a venit din cutie cu Android 9. Iar la device-uri, front-facing camera. Da, poți să o cumperi, apare aici. Dar este un Vulkan device, ceea ce înseamnă că este optimizat inclusiv pentru jocuri pe televizor. Nu m-ar mira să meargă Stadia aproape nativ pe el cât de curând. Mi-ar plăcea. Partea de termale, aplicații, codecuri, bla 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 bla. Asphalt 8. Bun. Poți să instalezi ceva aplicații. Stai că în spate ne-am instalat deja și la capitolul aplicații, hai să-ți arătăm pe lângă YouTube și Netflix pe care le știi deja că funcționează foarte bine, sau Prime Video, unde sunt joculețele.
Asfalt. Asfalt 8. Star Trace. A, stai că în spate a rămas drapelul. Hai să schimbăm pe alt ambilight, să urmărim video. Și să fie joc. Aha, și deja se recomandă. A, ce tare! Știam cu toții că trebuie să vină ziua în care ne vom juca pe televizoare fără consolă, nu-i așa? Bine, mă! Airborne again! Deci tu îți dai seama că mă joc asfalt pe televizor, fără consolă, fără telefon, fără nimic? Uite pe numărul 1 în față. Mă pregătesc să-l depășesc. Dacă mai luam un nos... Nu cred, nu cred, nu cred, sunt primul, sunt primul, sunt primul la prima încercare. Chestia asta îmi dă foarte serios de gândit. Google se pregătește să invadeze toate televizoarele cu Android cu Google Stadia, adică o să aducă jocurile la botul calului, pentru că tu atunci când ajungi acasă plictisit pe canapea, știm cu toții că până și telefonul pe care l-ai pus pe masă în bucătărie e prea departe. Dacă găsești o telecomandă lângă tine sau controllerul uitat pe canapea, îl iei în mână, bam, și-a intrat în joc. Nu-i așa? Nu-i așa? Despre asta e vorba. Oamenii ăștia știu foarte bine, știu foarte bine că noi suntem leneși, suntem obosiți după o zi de muncă și vrem un pic de distracție. Și asta contează cel mai tare. Filmele se văd foarte bine, fără discuție, o să trăiască un sistem de sunet ceva mai bun de atât. Se aude tare, dar fără bas, Cavaleria Tesla. Așa. Connection speed, deci viteza de conexiune de la 75 de mega și are un buffer de 10 secunde în 4K pe Wi-Fi. O 100 de mega. megabits, e incredibil. Hook. Nu, la sunet se poate un pic mai bine. Ce mă interesează este că duce 4K la 50 de frame-uri pe secundă, dar mai se cadează un pic, pierde câteva frame-uri. 61 de frame-uri pierdute din 3546, 3800 aici. Poate după ce se așează puțin, începe să să nu mai se cadeze. Cavaleria BMW M3. Nu e rău. Proiectează în jos. A avut unde să bage. Are un pic de reflex. Dacă ți-ai luat un televizor 4K cu toate nebuniile ca să te uiți pe YouTube la clipurile noastre, mulțumim frumos! Să dea Dumnezeu sănătate! Cam atât despre televizorul ăsta. Asta este important de reținut, e că zilele astea poți să cumperi, iată, televizoare care se văd foarte bine cu tehnologiile de top din de la sfârșitul anului trecut și cred că sunt oricum și la ordinea zilei, într-o zonă de preț, cred eu, accesibilă. Este cea mai mică diagonală însă pe care mi-aș lua 4K, suportă și diagonale mai mari, dar o să crească la preț și îl recomand la diagonala asta pentru camere mici, pentru dormitoare, să zicem, sau sufragerii mai mici de 14 metri. Dar bine, nu v-aș recomanda să puneți televizor în dormitor, dar știu oameni care pun. Eu nu am televizor în dormitor. Tu ai televizor în dormitor? Nu. Ceea ce înseamnă că facem noi entertainment-ul acolo, nu vine entertainment-ul la noi. Ok, dar dacă ai o sufragerie mică, ăsta este ok. Gândiți-vă că ăsta era un televizor mare acum câțiva ani, dar pe măsură ce televizoarele au devenit 4K sau mai mult,
merită să ne luăm diagonale mai mari. M-aș duce până la 160 de centimetri, 160 de centimetri pe un astfel de televizor și nu aș regreta. Cam acesta este Philips din seria 7300. O privire rapidă și un scurt review cu un televizor care împachetează acele lucruri pe care noi le cerem de ani de zile și care acum sunt aici. Dar într-o variantă, să zicem, într-un pachet de buget bun. Ce îi lipsește? O ramă mai fățoasă, niște materiale mai premium, un panou OLED și sunet de înaltă calitate. Dar astea trei lucruri pe care ți le-am spus, la toți producătorii, inclusiv Philips, fac ca prețul pe care ți l-am zis să se dubleze, tripleze sau să se mărească chiar și de 10 ori. Merită diferența? În funcție de nivelul tău de trai și de așteptările de la felul în care trebuie să arate un astfel de televizor, da, s-ar putea să merite. Dar dacă vrei una dintre cele mai bune opțiuni 4K de calitate la o limită de buget pe care ți-am zis-o, aceasta este una dintre cele mai interesante opțiuni pe care le-am găsit. Și cam atât. Dă-ne un like dacă ți-am fost de folos, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Iar până data viitoare, uită-te cu măsură la televizor, de preferință în 4K pe YouTube la noi. Numai bine! Descarcă pe telefonul tău, indiferent de model și de generație, aplicația Stoma Link. Este aplicația gratuită prin care te poți programa la orice stomatolog, la orice oră, din zi și din noapte. Și nu te costă nimic să o descarci și să o folosești, iar dacă stomatologul tău nu o folosește deja, ai putea să-i vinzi și lui pontul.